După cum știți, PMP este un partid responsabil, un partid serios, care apără valorile creștine ale poporului român, un partid căruia îi pasă de cetățenii săi, fie că sunt în țară, fie că fac parte din diasporă. De aceea, la nivelul conducerii centrale, s-a hotărât în unanimitate ca PMP să susțină guvernul PNL. România are nevoie de un guvern stabil, care să rezolve problemele urgente, după cum au fost prezentate și de domnul președinte Traian Băsescu în negocierile cu Uniunea Europeană. Avem problema acestei pandemii de coronavirus și la care se adaugă și celelalte probleme majore pe care trebuie să rezolvate de urgență. PMP în aceste alegeri va obține peste 10% și va deveni a treia forță politică, ceea ce pe noi ne face să fim foarte responsabili și în continuare rămânem fideli ideii că la nivelul județului Vrancea trebuie să încercăm să facem o alianță politică a tuturor forțelor de dreapta. Eu vreau să vă spun că am avut o primă întâlnire cu colegii din PNL, cu colegii din PLUS și în principiu am reușit să găsim și puncte comune. În continuare vedem o disponibilitate pe această temă, cu toate că eu cred că în această construcție trebuie să fie a tuturor forțelor politice care vor să se schimbe și la nivelul județului Vrancea conducerea politică. În principiu, cred că vom reuși să identificăm o soluție, doar că, din punctul meu de vedere, nu știu dacă vom reuși să coborâm mai jos de Primăria Municipiului Focșani și Președinția Consiliului Județean. În acest context, văd că în continuare celelalte partide își anunță candidați, ceea ce, dintr-un punct de vedere, noi am considerat că nu este corect. Sorin Hornea poate fi candidatul Partidului Mișcarea Populară la Consiliul Județean. Sau mai bine zis, Sorin Hornea este candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru Consiliul Județean Vrancea. De asemenea, alături de mine sunt colegii mei, Florin Micu, Miene, o să îi las și pe ei să vă spună câteva cuvinte. Deja discutăm de primii trei după lista Consiliului Județean. Avem oameni, avem și candidat la Primăria Focșani. Și din punctul meu de vedere, după 7 ani experiență ca suprefect și prefect, pe lângă celelalte aturi pe care le am, cred că și eu pot să fiu considerat un potențial candidat și la Primăria Focșani. Deci, din punctul nostru de vedere, eu cred că normalitatea ar fi fost să stăm de vorbă, să stabilim în mod competent, clar, o soluție pentru a încerca să venim în fața electoratului cu cei mai buni candidați care au posibilitatea să câștige această bătălie electorală.